Probabil că asocierea între deficitul nutrițional și sănătatea este puțin neobișnuită pentru marea majoritate dintre noi, având în vedere faptul că poate acordăm mai puțină importanță nutriției, deși ea ca știință se află la intersecția tuturor științelor medicale. Practic, are legătură indisolubilă, de altfel, cu științele preclinice și clinice a șișderea. Când spun asta, mă refer la fiziologie, la biochimie, de care este indisolubil legată, ca să nu mai discut despre științele clinice propriu-zise. Și plecând de la ideea că starea de nutriție este o expresie a gradului în care sunt satisfăcute nevoile nutriționale fiziologice, făcând legătura cu ce spuneam anterior, facem o asociere între starea de nutriție normală, care de fapt se suprapune peste starea de sănătate, care la rândul ei este tributară unui aport nutrițional optim. Și ca să putem defini puțin ce înseamnă acest aspect, vom pleca de la ceea ce înseamnă de fapt o greutate normală, care clinic este validată printr-un indicator antropometric cu care noi lucrăm frecvent. Este vorba despre indicele de masă corporală, a cărui valoare normală este cuprinsă între, cum vedeți de altfel, între 18,5 și 24,9 kg pe metru pătrat. Dar starea de nutriție este tributară la rândul ei și unei activități fizice și intelectuale normale, precum și vizând anumite categorii speciale de vârstă, cum sunt copiii și adolescenții, vizează creșterea și dezvoltarea normală. Poate că de dată mai recentă avem în vedere o asistență nutrițională calificată care are anumite scopuri, de altfel poate că până nu de mult ignorate, și anume o detectare a deficiențelor nutriționale în stadiu precoce, o identificare a persoanelor care au nevoie de o intervenție nutrițională agresivă, precum și stabilirea tratamentului medical nutrițional, toate acestea întâmplându-se în contextul unei monitorizări a intervenției nutriționale permanente, ar fi de dorit, bineînțeles. Factorii care influențează starea de nutriție practic sunt incluși în două categorii majore, și anume este vorba despre aportul de nutrienți, dar în oglindă avem în vedere nevoile nutriționale. Aportul de nutrienți la rândul lor este influențat de aportul alimentar propriu-zis, care de asemenea are și alte implicații vizând comportamentul alimentar, preferințele, obiceiurile religioase și culturale, precum și o stare economică bine definită, pe de o parte, iar pe de altă parte este vorba despre absorpția nutrienților care sunt aduși prin alimentație. Nevoile nutriționale la rândul lor sunt influențate de perioadele specifice ale evoluției, și anume este vorba despre copii și adolescenți, la care se vizează în special procesul de creștere și dezvoltare, dar în afară de asta și la orice vârstă rămânând valabil, este vorba despre stres psihologic, situații medicale specifice, activitate fizică, precum, mă rog, sigur că asta ține de fiecare, menținerea stării de bine pe care ne-o dorim cu toții. Starea de nutriție optimă am putea o imagina de altfel ca o balanță, să-i spunem, în care cele două talere sunt reprezentate pe de o parte de aportul de nutrienți și pe de altă parte de aceste nevoi nutriționale optime despre care am discutat anterior, cu toate implicațiile pe care le-am amintit. În evaluarea stării de nutriție, practic, acoperim două etape, și anume este vorba despre depistarea tulburărilor de nutriție prin metoda screening, dar ulterior și diagnosticul tulburărilor de nutriție acolo unde aceasta este de dorit.
În depistarea tulburărilor de nutriție, utilizăm un chestionar care cuprinde, în primul rând, măsurătorile antropometrice care situează persoana în cauză într-o anumită zonă, istoricul greutății care ne poate spune foarte multe lucruri, un scurt interviu nutrițional cu ajutorul căruia să cunoaște mai bine persoana cu care stăm de vorbă, datele personale care intră într-o anamneză curentă, de altfel, și specific, să spunem, este vorba despre ancheta alimentară retrospectivă. Am amintit-o doar pe cea care vizează 24 de ore, pentru că este mai facilă, deși corectă, de fapt, ar fi pe ultima săptămână. În diagnosticul acestor tulburări de nutriție, după cum spuneam, avem în vedere anamneza generală care presupune tot ceea ce trebuie să știm despre pacient, interviul nutrițional în cadrul căruia comportamentul alimentar, preferințele și obiceiurile alimentare plus aportul nutrițional sunt foarte importante. De ce? Pentru că ulterior, practic, vom trece la analiza aportului nutrițional care vizează structura rației și consecutiv cunoașterii acesteia putem să aflăm aportul estimativ de macro și micronutrienți. Examenul clinic vizează aspecte semnificative din punct de vedere nutrițional care se încadrează ca semne generale, dar specifică aspectul tegumentelor, conjunctiva oculară și faringiană, precum și zone de elecție pe care poate că lumea le știe mai puțin, dar care sunt vizate direct de tulburări ale aportului nutrițional și care se referă la piele, păr, dinți, buze, limbă, ochi și organe genitale. Bineînțeles că în contextul diagnosticului tulburărilor de nutriție, în afară de datele anamnestice și clinice propriu-zise, ne folosim și de teste de laborator care pot să confirme sau să infirme o anumită tulburare a stării de nutriție. În dezvoltarea unei deficiențe nutriționale, practic, plecăm de la ceea ce ar fi de dorit, și anume o persoană bine nutrită, dar care ulterior, în anumite contexte, poate să ajungă la o persoană la risc, deci ea să devină o persoană la risc și mai mult decât atât, poate să ajungă cu malnutriție acută. La persoana bine nutrită, ce se întâmplă? Poate să apară un aport alimentar necorespunzător sau o absorpție defectuoasă sau o creștere a nevoilor sau a pierderilor nutriționale, care implicit va duce la o depleție a rezervelor tisulare, care ulterior este urmată de alterarea funcțiilor biologice și fiziologice și în etapă avansată la deteriorarea capacității funcționale a celulelor și, sigur, validată clinic prin simptome și ulterior printr-o morbiditate și o mortalitate pe care o putem pune în evidență prin statistici vitale. Practic, carențele metabolice vizează carențele calorice, minerale și vitaminice. Probabil că din punct de vedere al macroelementelor, sigur, principal și probabil că este un subiect cunoscut de altfel, calciul intră în discuție și este cunoscut că carența acestui duce la rachitism la copii, osteomalacie și osteoporoză la adulți, dar și tulburări de coagulare, anumite fenomene specifice la nivel muscular, spasmofilie, convulsii. Iarăși un subiect de maximă actualitate este legat de magneziu. Realmente, el este un macroelement de o importanță covârșitoare, având în vedere faptul că nu există celula organismului care să nu conțină cantități mici de magneziu. De altfel, el este implicat într-o serie de manifestări clinice care merg de la astenie și labilitate emoțională până la convulsii și delir.
Poate că important ar fi să insist asupra faptului că nu există carență de sodiu, deși recomandările pe care de altfel le vedeți și în mass media este cu reducerea consumului de sare, practic sodiul se găsește în toate alimentele, în cantitate mai mică sau mai mare. Dacă noi avem în vedere excesul sub formă de sare propriu-zisă, respectiv clorură de sodiu, este altceva, dar în adâncime să spunem, practic toate alimentele conțin sodiu, logic nu există carență a acestui macroelement. În ceea ce privește microelementele, se face o diferențiere extrem de clară și convingătoare, să spunem, în ceea ce privește nivelul pe care ele îl ocupă în organismul nostru. Și anume, este vorba, în primul rând, plec de la normalitate, să spunem, și anume, doza optimă acoperă starea de sănătate, respectiv eutrofia, dar există și cantități deficitare care pot să fie în condiții suboptimale, în care nu există manifestări clinice, dar și în cantități realmente deficitare însoțite de efecte clinice, dar și dozarea acestora la rândul lor are efectele sale de nedorit de altfel, pentru că există și o doză subtoxică, e adevărat, fără manifestare clinică, dar exces biochimic la dosare, precum și situația clară, și anume este vorba despre doza toxică care este depistată clinic și ea se datorează, bineînțeles, cumulării microelementului în timp. Carențele vitaminice, bineînțeles, vizează atât vitaminele liposolubile, cât și vitaminele hidrosolubile. În ceea ce privește corectarea acestor deficiențe nutriționale despre care am discutat până acum, sigur că avem în vedere, poate că expresia nu este cea mai potrivită, respectiv un tratament dietetic, de altfel nici nu agreez noțiunea, este vorba de fapt de un tratament medical nutrițional. În faza incipientă beneficiem de suplimente nutriționale la care de asemenea am o rezervă și tratamentul medicamentos de elecție, bineînțeles aceasta întâmplându-se în situațiile în care este vorba despre malnutriție propriu-zisă. Însă, în intenția de a avea o alimentație sănătoasă, există o serie întreagă de bariere, poate că asta ne aduce la realitatea pe care o trăim cu toții. Bariere pe care eu am încercat să le sistematizez în funcție de observațiile personale din practica mea medicală. Și anume, poate că voi insista un pic mai mult asupra lor, pentru că de ele, de fapt, cred că ne lovim cu toții. Este vorba despre faptul că este destul de greu să renunți la mâncărurile, la alimentele care îți plac, chiar dacă ele au o serioasă încărcătură nocivă, să spunem, din punct de vedere nutrițional. Pe de altă parte, este vorba despre prețul ridicat al alimentelor.